Oameni buni, ne-am reîntâlnit la Secretele Brașovului, așa de sărbători. Mai avem un pic, un pic și trece și anul ăsta, cum a trecut și cel de dinainte și o să urmeze altul. Dar între timp, important este ceea ce facem până când trece un an. Și uite că sunt oameni care fac lucruri și fac lucruri faine, sunt unii care fac lucruri mai puțin faine, dar nouă ne place să vorbim în special despre cei care fac și fac lucruri faine. Ca să mă repet un pic. Așa că astăzi, în prima parte, am ca invitat pe Teofil Mihăilescu, arhitect. Așa este el și printre altele pe care poate le știți, poate nu le știți, dar o să le mai aflați și în emisiunea de astăzi. Te salut, Teo, bine ai revenit la Secretele Brașovului. Te îmbrățișez, Dorian, îți mulțumesc mult pentru această încă o invitație la emisiunea ta. E o prezență constantă, e un interes constant pe care mi-l arătați tu și postul pe care îl reprezinți și nu pot decât să vă mulțumesc pentru atenția față de proiectele mele. Da, pentru că sunt proiecte frumoase, sunt proiecte care, în primul rând, impactează Brașovul, dar nu numai, vorbim și despre alte lucruri, dar sunt proiecte care vin așa destul de constant, la un interval de timp. Am vorbit de albume fotografice, am vorbit de fotografie, am vorbit de muzică, de destule lucruri, cred că, de-a lungul timpului. Acum, recent a avut loc vernisajul expoziției Brașov, Atmosferă, Arhitectură și Spațiu Urban. Zic eu, o expoziție așteptată cu interes, în special de cei care iubesc Brașovul și care doresc să înțeleagă transformările. Și nu aș merge mai mult decât atât, te-aș lăsa pe tine, te rog, ca să ne spui, în primul și în primul rând, de unde ideea și cum s-a materializat, cum ai ajuns la ea, după care, bineînțeles că te invit să vorbim și despre ce este în această expoziție. Păi, această expoziție, de fapt, este încununarea unei cercetări care a început în anul 2009. Și m-am gândit atunci că ar trebui și eu să fac ceva pentru orașul meu. Fiecare profesionist, până la urmă, își poate pune această întrebare: ce face el realmente pentru comunitatea lui? Fiecare alege să facă ce poate, ce dorește, ce crede că se pricepe. Eu am ales să las orașului un proiect care ține de memoria afectivă. Ca arhitect, înțeleg orașele și, în general, obiectele construite într-un fel ca pe niște ființe, pentru că ele sunt niște vise, apoi se nasc, apoi își continuă și își trăiesc o viață și, într-un final, inevitabil mor. Noi, pe parcursul scurtei noastre vieți, înțelegem fragmentat acest proces și mi se pare uneori că lumea construită din jurul nostru este, într-un fel, înghețată în proiect, ceea ce nu e adevărat. De asta mi se pare că o fotografie despre trecutul unui oraș, o expoziție despre trecutul unui oraș, o expoziție sau o manifestare sau o carte exclusiv paseistă, nu face decât să arunce o privire foarte îngustă asupra unui proces care, de fapt, e unul continuu. Și în 2009 mi-a venit această idee, care e unică în România, să prezint devenirea orașului Brașov și arhitecturii sale ca parte dintr-un proces. Și atunci am petrecut literalmente câțiva ani în arhive și în tot felul de locuri, surse din care mi-am căutat informații. Am strâns o arhivă de foarte multe fotografii vechi ale Brașovului. Se știe că primul fotograf a ajuns aici la 1842, domnul Gottfried Barth, dar fotografii trecutului au ieșit cu aparatele lor de fotografiat abia pe la 1860 în oraș, pentru a-i surprinde transformările. Și atunci am vrut să văd care e fondul de fotografie disponibil oriunde am putut să-l găsesc, începând cu primele fotografii ale orașului și terminând cu prezentul până la urmă, dar cu prezentul ilustrând permanentele momente de transformare. Și mi-a venit această idee să fotografiez în prezent, din aceleași locuri, aceleași subiecte pe care fotografii trecutului le-au fotografiat în prezentul lor. În felul ăsta putem să înțelegem orașul ca proces, ca eveniment, ca ființă, ca reflex uman. De asta spun că un proiect de acest fel e singurul care folosește, pentru că nu dă seama doar de un moment înghețat în trecut, ci spune despre faptul că orașul, locurile, scenele vieților noastre sunt într-o permanentă transformare. Și lucrul ăsta ar trebui noi să-l înțelegem,
Pentru că atunci înțelegem și ce înseamnă dezvoltare durabilă, sustenabilitate și așa mai departe. Altfel nu înțelegem acest proces și credem, cum cred tinerii, că sunt nemuritori, așa credem că și orașul e într-un fel de multe ori înghețat în proiect, de multe ori nemuritor sau de multe ori nepăsător la felul în care reacțiile noastre sau viețile noastre îl pot modifica. În acest fel ar trebui să înțelegem acest proces. Este un proiect care a durat mult timp și va dura probabil până la sfârșitul existenței mele pe pământ, pentru că e un proiect care permanent suferă update-uri, suferă transformări, suferă adăugiri, suferă noi perspective și viziuni. Astfel, el a început în 2009 și s-a concretizat în 2015 în albumul pe care îl știi, monografia în imagini Brașov, atmosfera, arhitectură și spațiu urban, care a fost tradusă și în maghiară, și în germană, și în engleză, și în franceză, și în italiană, și a apărut evident și în română, și care e singura care prezintă acest oraș drag sufletului nostru ca pe un organism viu. Urmarea acestui album, m-au venit și diverse expoziții de o mai mică anvergură în țară sau străinătate dedicate acestui subiect, o seamă de prelegeri și din fericire a sosit și această expoziție care împlinește acest proiect și împlinește vizual și albumul din trecut, cea mai mare organizată la Brașov vreodată privind devenirea orașului Brașov, relevantă pentru înțelegerea unor momente de mari schimbări și pentru ilustrarea, dacă vrei, a unor mari traume de pe trupul orașului. Pentru că, nu pentru că așa le consider eu, ci pentru că așa le receptează toți cei care le descoperă. Eu pot să consider lucrurile într-un fel, asta nu înseamnă că ele pot fi și valabile, dar când vezi discuțiile care se nasc în apropierea unor fotografii care prezintă un bastion vechi sau o poartă veche, distrusă și înlocuită poate cu nimic, în prezent, îți dai seama de fapt cât contează această alăturare a trecutului și prezentului și care dovedește că orașul ei duma unui organism. Asta a fost, mă uitam aici în spate că undeva am, vreau să-l arăt, că am, uite că și am, deja chiar mă uit acum, putem să facem așa. Ai albumul meu, da, sigur, mulțumesc. Da, e aici, Da. asta e, da, este. Și mă uitam că îl țineam minte și m-am uitat de câteva ori de-a lungul timpului în el, tocmai că ai surprins foarte bine niște unghiuri neașteptate, ar zice eu, mă rog, pentru ochiul muritorului de rând, să zic așa, al necunoscătorului, sunt niște unghiuri foarte interesante de unde ai surprins acele fotografii. Și chiar când treceam pe acolo, după aia am venit, mă întorceam la birou și mă uitam. Aș vrea să mergem un pic și să ne povestești cam. Știu că această expoziție este până în 23 aprilie, parcă nu, E anul. până în luna aprilie, da. Până în aprilie, deci până pe la finalul lunii aprilie. Așa că o să țină ceva timp. Ea este, din punctul ăsta de vedere, poate fi văzută la Muzeul de Artă, da, din Brașov. Și te-aș ruga să ne explici un pic, cât de cât așa, cam la ce ar trebui să fie atent, nu știu, amatorul, să spunem, da? Pentru că profesioniștii, cei care sunt, poate văd cu alți ochi, asta e în mod cert. Dar un amator, la ce ar trebui să se uite, ce ar trebui să vadă anumite din ceea ce ai expus acolo, bineînțeles, fără a da prea multe detalii, tocmai ca să încurajezi lumea să vină, să vadă, cred. Eu prin amator, așa cum spui tu, înțeleg orice om care iubește acest oraș și care e la fel ca noi, ca mine, și care este cumva, nu este indiferent față de el. Un om care nu merge indiferent prin orașul nostru pe străzi, e un om care descoperă lucruri interesante în această expoziție. Oameni indiferenți, într-un fel, poate că n-au ce descoperi. Din păcate, se întâmplă și asta. Dar cei cărora cât de cât le pasă sau sunt un pic curioși, atunci când parcurg un spațiu și își pun și problema trecutului pentru a înțelege mai bine prezentul și a se gândi puțin la viitor, pot descoperi în această expoziție universul Brașovului ca ființă, concentrat în cele trei săli ale muzeului, pentru că e întreg parterul muzeului dedicat acestei expoziții, concentrat pe trei subiecte. Prima sală este dedicată felului în care
călătorii străini, cei care veneau în oraș, negustorii, toți cei care aveau legătură cu Brașovul vechi, luau contactul cu orașul. Prin urmare, prima sală este dedicată fortificațiilor și mai ales porților. Fortificațiile, zidurile sunt limite dincolo de care realitatea se schimbă. În felul ăsta era și realitatea Brașovului înainte de Primul Război Mondial, nu? În afara zidurilor erai în extramuros, în terenul, într-un fel al nimănui, da? În terenul pericolului. În intramuros erai în comunitate, într-un loc protejat. Trecerile prin aceste limite se făceau prin porțile orașului. Acele porți ale orașului, majoritatea au dispărut. Mai avem Poarta Ecaterina, care este singurul exemplu realmente de arhitectură renașentistă al orașului, și Poarta Schei. Celelalte sunt amintire. Pentru prima dată vreodată în istorie până acum, eu le-am reunit într-o sală, prezentându-le așa cum se vedeau, cum le vedeau călătorii intrând în oraș, și aceleași porți cum le vedeau călătorii ieșind din oraș. Privind spre extramuros, prezentându-le în același moment, din aceleași perspective, cu fotografii din prezent. În felul ăsta, oamenii au conștiința prezenței și importanței limitei, fie că vorbim despre limită ca limită fizică, numită zid, fie că vorbim ca limită virtuală, care acum face diferența între restul orașului și centrul istoric. Într-un fel, pe aceeași amprentă pe care existau fostele ziduri sau fostele porți. În felul ăsta ilustrez, de fapt, felul în care orașul și în ce privește contactul cu el s-a schimbat de-a lungul timpului. Pentru că înainte intrai din exterior în orașul istoric de acum prin ziduri, prin porți, iar astăzi intri din oraș în orașul istoric, adică în centrul istoric. Un oraș întreg al trecutului a devenit centru istoric, evident, pentru orașul nou. Lucrul ăsta mi se pare fantastic și pentru arhitecție intuitiv de înțeles. Pentru cei care nu-și pun problema importanței limitei și devenirii orașului în timp, e foarte frumos de înțeles. Și m-aș bucura dacă îl înțeleg ca atare. Tot în prima sală, dau mărturia felului în care s-a transformat un spațiu public de tip stradă. Și am ales nu întâmplător strada Mureșenilor. Pentru că a fost într-un fel cea mai ușor de fotografiat în amploarea sa de pe dealul cetății. Unde primii fotografi și-au amplasat aparatele de fotografiat și unde înainte cei care făceau gravuri sau picturi ilustrau Brașovul așa cum se vede de sus. Din mărturii, din documente, din fotografii vechi, am extras acele porțiuni în care din același loc se vede strada Mureșenilor și am prezentat-o începând cu gravurile din secolul XVI și terminând cu prezentul, din aceeași perspectivă. Astfel încât oamenii să vadă cum a fost acolo amintirea străzii porții vechi, care a fost demolată în 1735, cum a apărut în 1835-1836, poarta nouă a străzii Vămii, după modelul porții Brandenburg, care ulterior, la 1891, a fost demolată ca să se permită intrarea tramvaiului în cetate, care tramvai la 1827 a dispărut și a lăsat strada Mureșenilor și strada Mureșenilor a rămas și fără poartă și fără tramvai, până în prezent când este acel sens giratoriu acolo. Sper că oamenii să înțeleagă felul în care se transformă idoma unei ființe, un spațiu public pe care ne place să ne privăm și care face legătura cu inima bătândă a orașului care e Piața Sfatului. Apoi, în sala mare a muzeului sunt prezentate perspective emblematice ale Brașovului istoric în tot dramatismul transformărilor. Felul în care a dispărut bastionul curelarilor ca să facă loc Casei Baiulescu, felul în care a dispărut biserica reformată ca să facă loc noului Hotelaro, felul în care a dispărut vechea reduta ca să facă loc noi redute, felul în care au dispărut tot felul de obiecte de arhitectură medievale și înlocuite cu echivalente din modernitatea trecutului în aceleași locuri. Felul în care s-au transformat spații, au apărut zone noi construite, spații libere au devenit parcuri și așa mai departe. Sala mare reprezintă ilustrarea unui proces. Și apoi a treia sală reprezintă, de fapt, documentarea agorei orașului, Piața Sfatului, este dedicată exclusiv Piața Pieței Sfatului și clădirii Pieței Sfatului, pentru a înțelege că, în viziunea mea, desigur, Brașovul trebuie să se identifice cu un spațiu comunitar, nu cu o anumită clădire.
Pentru că acest spațiu comunitar, acest spațiu ca o inimă bătând, e cel care ne unește pe toți ca și comunitate. Nu Instagram, nu Facebook, nu rețelele sociale, ci felul în care știm să fim prezenți într-o agora, în orașul nostru, să ne vedem personal, să ne schimbăm impresii, să bârfim și să fim bârfiți, să vedem lumea, să avem niște momente de tihnă pe care în consumerism și în prezent le neglijăm. De fapt, asta ar trebui să, la asta propun, le propun vizitatorilor să se gândească la felul în care ne raportăm prin oraș, fiindu-i alături. Pentru că dacă spațiile publice de tip piață, spațiile comunitare rămân goale și noi ne retragem în moluri, înseamnă că ceva din sufletul nostru s-a pierdut și ceva din apartenența noastră la comunitate s-a defectat. Și lucrul ăsta este important de privit cu atenție. În felul ăsta, cele trei săli arată de fapt un parcurs simbolic guvernat de numărul 3, legat de oraș ca entitate închisă de ziduri, protejând o comunitate și niște valori, apoi de oraș în plină transformare și extindere, apoi accentul vine pe Piața Sfatului ca loc de contact social și de bucurie a întâlnirii noastre cu noi înșine prin întâlnirea cu alter ego, nu? Cu ceilalți prin care ne reflectăm. Eu are o dimensiune simbolică această expoziție. Mi-aș dori să o priceapă, să o înțeleagă și să se bucure de ea toți cei care o vizitează. Apropo de cei care o vizitează, știu că niște arhitecți în devenire, elevii Liceului Național de Arte Plastice, Hans Batist Oistrakh din Brașov, cei de la clasa de arhitectură au venit și au vizitat muzeul, însoțiți și de domnul profesor, dacă nu mă înșel, Andraș, care a susținut, am văzut acolo o lecție foarte interesantă cu privire la spiritul orașului, evocarea sa în clădirile care îl populează, ceea ce ai spus tu acum, multe idei au fost evident prinse acolo, și faptul că arhitectul este cel care trebuie să studieze schimbările care au loc de-a lungul timpului, să înțeleagă transformările orașului, cum ai spus, și bineînțeles să proiecteze noi clădiri ținând cont de și respectând această identitate până la urmă. Am văzut niște lucruri foarte interesante, pentru că aici mă refeream eu la zona de, mă rog, amator versus, să zicem, profesioniști în devenire, ca să numesc așa pe elevii clasei a noua, că era a noua, dacă nu mă înșel. Cât de importantă ți se pare ție, nu știu, relaționarea sau expoziția pe care o prezinți pentru astfel de elevi sau pentru cei care vor să înțeleagă zona în felul acesta? Una e cum mi se pare mie de importantă, alta e ca oamenii să fie motivați să și participe. Știi că sunt două lucruri diferite și atunci când faci un eveniment cultural în orașul nostru, cel puțin, știi că e foarte greu să aduci oamenii să fie alături de tine. E foarte greu pentru că, în general, avem așa, tot ca și comunitate, o anumită lentoare și așteptăm să vedem totul online, eventual transmis în direct, și să nu mai luăm parte la un eveniment astfel încât să ne impregnăm de starea lui și să înțelegem mai mult decât o reflectare, da? Printr-un comunicat sau printr-o imagine. Eu m-am bucurat probabil de cea mai, de una dintre cele mai ample prezențe vreodată înregistrate la muzeu și la vernisaj. Lucrul ăsta m-a emoționat profund, pentru că arată că mesajul meu, unul în care cred, e receptat ca atare și arată că oamenii au venit tocmai inspirați de acest mesaj. La vernisaj au fost elevi, au fost studenți, au fost tineri arhitecți, au fost arhitecți mai în vârstă, au fost medici, au fost ingineri, au fost directori de muzee, au fost artiști. M-am bucurat să constat o întreagă secțiune prin societatea noastră și prin comunitatea noastră. Lucrul ăsta mă bucură nespus, la modul sincer, fără să am vreo urmă de infatuare sau orgoliu că oamenii au preferat să vină la mine față de alte evenimente, poate puse concomitent în oraș în acea zi și la acea oră. Lucrul ăsta mă face fericit pentru că arată un tip de interes aparte, nu pentru mine, ci pentru tematică, ci și pentru orașul nostru. Și dacă oamenii au plecat mai bogați prin poveștile pe care le-am spus legate de Brașov ca o ființă, și și-au pus problema că este o ființă în devenire, acest spațiu construit pe care greșit îl credem unul amorf, atunci fericirea mea e foarte mare. În acest sens, mă bucur că au venit acești elevi acolo, mă bucur că
Interesul e mare din partea foarte multor categorii sociale și mă bucur și că împreună cu Ordinul Arhitecților mi s-a propus să facem o dezbatere profesională în cadrul muzeului pe această temă legată de devenirea Brașovului după sărbători la începutul anului viitor. Și vor mai urma și alte manifestări, inclusiv un eveniment de close-up al expoziției. Tocmai pentru a potența și a inspira prin cele expuse un anumit tip de gândire și a motiva anumite reacții pe care ar trebui să le avem atunci când suntem puși în fața unor transformări ale spațiului urban, uneori irreversibile. Pentru că, știți, spunea un mare arhitect că e o diferență mare între arhitecți și medici. Spre deosebire de medici, arhitecții nu-și pot îngropa greșelile. De asta trebuie să fim foarte atenți la felul în care se transformă spațiul urban, pentru că erorile se comit foarte ușor, au efecte de lungă durată și se pot corecta foarte greu. În felul ăsta, transformarea arhitecturală a Brașovului ar trebui să fie rezultatul unor decizii ample, unor concursuri ample internaționale, unor jurizări ample, unor discuții ample. Și n-ar trebui să fie sau să mai fie niciodată decizii luate pe repede înainte care transformă iremediabil și influențează viața orașului nostru. Bun, mai am o singură întrebare legată de zona asta de Brașov și de, mă rog, indirect de expoziție cumva, după care avem mai câteva minute ca să încheiem. Deja ai trecut și tu prin un proces, să zicem, atât de cel al cunoașterii, cât și cel profesional, de o multitudine de ani. Cred că suntem născuți cam în același an, dacă nu mă înșel eu. Păi, Cred că eu sunt la jumatea vieții, adică am 50. așa, deci suntem acolo atunci. Așa este, deci am nimerit-o. Bun. Ce mă gândesc eu este că deja ai o perspectivă prin care să vezi niște lucruri, dar ai totuși și o puternică istorie în spate deja. Și întrebarea mea este legată de Brașovul astăzi, în momentul de față. Cum îl percepi și cum îl vezi pornind din, nu știu, de când ai apucat tu să-l studiezi, să zicem, într-un mod mai profesionist? Și care ți se pare ție că ar trebui să fie linia, ca arhitect mă refer aici, strict, linia Brașovului pe care ar trebui să se dezvolte în continuare. Așa, în linii mari, că sigur aici ai de discutat probabil foarte mult. E o întrebare foarte largă. Eu, în primul rând, îți spun că la această vârstă și la acest moment profesional, sunt foarte fericit că nu mai am orgolii, nu mai am mize mici și am, în sensul ăsta, libertatea, bucuria, energia să pot să generez proiecte. Aceste proiecte, cum să spun, ar putea să se înscrie într-o agendă mai largă, să spunem, a Brașovului și pe termen lung și să existe ca pregătire pentru o perioadă mai lungă de timp și pentru viitor, astfel încât să fie o permanență, nu aceste proiecte ale mele, ci proiectele în general dedicate vieții Brașovului. Probabil că vor fi în viitor. Pentru Brașov e contraproductiv să facem și istorii contrafactuale. Așa cum e contraproductiv într-un fel să estimăm un viitor în direcții foarte precise. Eu mi-aș dori foarte mult pentru Brașov să aibă o idee generală de dezvoltare pe diferite categorii de fenomene, să spunem. Adică mi-aș dori să existe un plan de marketing și de management urban foarte bine susținut, concretizat, etapizat. Rezultatea unor studii serioase pentru centrul istoric, de exemplu. Astfel încât el să devină un element de identitate pentru să facă din centrul istoric un element de identitate pentru orașul nostru, aflat într-o competiție cu orașele similare ale Transilvaniei, nu? De factură medievală. Să vedem ce ne deosebește, ce ne apropie, cum putem să intrăm în această competiție, cum putem să ne punem în valoare mai bine și cum putem să facem lucrul ăsta concertat, astfel încât să existe o viziune de ansamblu privind devenirea centrului istoric.
De asemenea, ar trebui să existe o viziune de ansamblu privind și soarta cartierelor Brașovului, care ar putea părea abandonate ca misiune și devenire și viață în raport cu atenția exclusivă pe un centru istoric. Viața comunitară în cartiere nu are suficient de multă atenție, de exemplu. Și lumea în general preferă atunci când are nevoie de liniște, de spațiu sau de a face, sau are un pic de timp liber, nu să se plimbe în cartierele din care fac, în care locuiesc, ci să se ducă fie în centru istoric, fie la un mall. Lucrul ăsta ar trebui să ne pună niște semne de întrebare, pentru că și cartierul ar trebui cumva transformat în urma unor idei și unor proiecte de viitor, astfel încât să devină într-un fel și el o casă, într-un fel și el un loc de, de ales în ceea ce înseamnă consum de spațiu, de plăcere, și el o agoră. Ar trebui să existe, deci, cumva ca efort al tuturor profesioniștilor și al tuturor instituțiilor, și se fac pași în direcția asta. Poate nu suficienți astăzi, dar poate în viitor se vor face mai mulți. Eforturi în această direcție a elaborării unei idei generale de care să ne și ținem în timp. Pentru că așa cum se întâmplă în multe domenii, inclusiv în învățământul românesc, avem obiceiul să schimbăm foarte multe reguli ale jocului în timpul jocului. Și să nu avem un sistem coerent prin care, de exemplu, copiii de gimnaziu de acum să știe cum va arăta bacalaureatul atunci când îl vor da ei, da? Avem această problemă noi și ar trebui cumva să gândim mai durabil și să nu folosim cuvinte ca dezvoltare sustenabilă, durabilă, doar în sensul lor propriu. Și să ne gândim că putem face reguli de care să ne și ținem, astfel încât lucrurile să poată funcționa într-un viitor previzibil și să nu se mai producă drame și comunități întregi să nu se simtă ca niște pixeli într-un cartier sau ca pe niște, ca niște individualități abandonate, ci să se simtă ca aparținând comunității la modul real, nu doar în cuvinte. Cred că o idee de ansamblu privind devenirea orașului lipsește în acest moment. Bun, mulțumesc mult. Încheiem în ideea asta. Ai un decor, apropo, foarte frumos, l-am remarcat. Mulțumesc. Început. Sunt sărbătorile și cu ocazia asta le spun tuturor celor care ne privesc la mulți ani, sărbători fericite, să fie sănătoși, să aibă liniște, iarăși, nu doar ca și cuvânt, ci la modul propriu, să aibă liniște. Și să se bucure de tihnă acasă cu cei dragi, direct, nu prin intermediul ecranelor și aici al rețelelor sociale. Și să trăiască cu smerenie aceste momente frumoase de sfârșit de an. Mulțumesc foarte mult pentru această urare dedicată tuturor celor care privesc și nu numai. Reamintesc, Muzeul de Artă Brașov găzduiește expoziția de fotografie a lui Teofil Mihăilescu Brașov, Atmosfera, Arhitectură și Spațiu Urban, până luna aprilie 2023. Dar până atunci, așa cum spunea și Teo, sărbători minunate să aveți, cu liniște, pace și bucurie. La revedere!